încânta foarte tare să vă zic bună dimineața, dar este cam un prânzișor așa, mai spre prânzișor, da. Și nu, nu e cazul de bună dimineața, dar stați că am văzut ceva până la port. Tocmai ce am terminat ceva de făcut, mă rog, aș mai avea eu o chestie de făcut, dar o fac un pic mai încolo și mi-am cam încheiat treaba și poate să înceapă weekendul, prin urmare, hello! Așa, da, ce facem astăzi? Este soare, este frumos, încă n-am fost afară decât să scut plantuțele, o să mergem afară, vedem dacă este nevoie de udat. În principiu n-am nimic planificat pe zilele astea, de nicio plecare nicăieri, așa că ne ocupăm de grădină și ne ocupăm de pus fasole. A venit momentul să punem fasole, facem un mic experiment și o să vă povestesc când ajungem la momentul ăla. Apropo de asta și de experimente, mi-am aruncat așa, în silă, aproape, niște bucle în păr și chiar sunt foarte curioasă dacă vor rezista până diseară, că nu mi-am mai făcut bucle de câteva luni bune. Știți că eu eram nebunită după bucle, dar pur și simplu nu mi-am mai ars să-mi fac și acum am zis, băi, da, ia hai să dau totuși un pic de volum așa părului meu, că parcă fără bucle n-are volum. Și o să mă schimb, că nu o să rămân în asta și vreau să... Ce mai vreau? Vreau să fac un pic de ordine pe aici pentru că se necesită. Ieri a fost o zi mai ploioasă așa, mai urâtă, mai mohorâtă și am foarte multe lăbuțe pe parchet. În ciuda faptului că încerc să-i șterg pe labe, pe monștri negri. Tot timpul scapă și fac labe și la un moment dat aseară am cedat și am zis, hai, bine, treceți, că holul ăsta din fața dormitorului este așa o pasarelă pentru ei să treacă de afară în casă, parcă numai pe acolo ar putea să intre. Da, mi se pare foarte ciudat să zic că am două pisici, n-am mai avut două pisici de foarte mulți ani. Foarte, foarte mulți ani. Cred că sunt mai bine de 10-12 ani de când n-am mai avut doar două pisici. Decât două pisici. Da, cred că sunt niște ani buni de când n-am mai avut atâtea pisici. Da, eu tot timpul aveam multe, adică de la 3 în sus. Și de-aia mi se pare foarte ciudat. Este foarte ciudat fără scărpinici, pentru că scărpinici aveau obiceiul să intre în casă și el era outdoor cat și asta pentru că avea probleme cu stomacelul și îl apuca făcutul nevoilor pe unde dădea domnul și da, nici când era sănătos el, nu, el a fost extrem de temperamental. A fost unul din puținii pisoi pe care n-am reușit să-i stresez cât de cât în sfera asta, știți? Și de-aia a rămas outdoor cat pentru că niciodată nu vrea să spună, băi, vreau și eu să mă duc să-mi fac nevoile sau let me out sau să se ducă la litieră sau nu. El așa a fost tot timpul și de-aia a fost pedepsit și a stat afară. Și în ultimii ani avea probleme cu stomacul și tot exploda pe unde dădea domnul și atunci nu puteam să las ușile deschise și acum când rămâne ușa deschisă, că dacă intră Woody sau Jimmy n-am nicio problemă, că ei oricum au pe un să intre în casă, e ciudat așa când găsesc ușa deschisă, dar de ce e deschisă ușa? Da. Anyway, da. Hai să vedem ce e pe afară, că n-am mai fost pe afară de ieri. V-am zis, am fost să scot alea afară, dar nu am fost să văd cum e afară. Și să vedem ce fac pomii, dacă au înflorit pomii. A venit primăvara, în sfârșit, sunt mega happy, deci sunt extraordinar de happy. Deci, nu știu, toată lumea e, asta nu e de primăvară, eu sunt, yahoo! Eu sunt în extaz, în al nouălea cer, pentru că mi-e bine, îmi place, adică eu și cu Happy, deci Happy care aleargă ca nebuna, care era să prindă fazani, am fost cu ea la plimbare zilele trecute și în două rânduri era, atâta mai avea să prindă fazanul, da, niște fazani zănoi din aia mari, groși, așa, da, nu. Nu-i problema, că cred că o să se specializeze ea până la urma urmei în prinsul de fazani, da. Sunt incredibil de mulți fazani pe aici, pe la mine, nu mi-am dat seama până acum, până să îi auzeam așa și să vedea,
Sau de câte un fazan, mă gândeam eu, zic, ia, e câte unul rătăcit, dar nu, sunt foarte mulți, pentru că sunt multe locuri nelucrate și se ascund și multe, mulți tufăriși și mulți boscheți așa lăsați de izbeliște și s-au adunat. Dar hai să vedem ce-i pe afară. În caz că nu mă credea cineva, acelea sunt amprente de Jimini. Toate astea sunt amprente de Jimini pe care le-a făcut în două ture. Atâta i-a trebuit, de două ori să intre pe aici. Da, deci e enervant copilul ăla. El este principalul vinovat pentru așa și trebuie să mă apuc să le șterg, să le spăl, să toate cele. Epilu! Epili! Unde fugi? Unde fugi? Unde fugi, puiule? Ce faci tu, Epiluță? Ce faci tu, bustățioasa mea? Nu mergem la plimbare acum, da? Ai răbdare, stai așa că nu acum. Ia să vă arăt corcodușii că am început să înflorească. Nu, mama! Nu! Puiu! Acolo trebuie să pună mami fasole, pui. Nu, nu stăm acolo. Dacă vrei, măcar mărunțește și tu stratul ăla, restul de strat. Nu vrei să-l mărunțești? Hai, mărunțește. Nu vrei? Oh, Doamne, ești adorabilă. Ești adorabilă, este o scumpă. Ieri era murdară ca naiba. A intrat prin toate bălăriile ude. Așa. Da, aici vreau să pun fasolea, doar că este mărunțit numai jumătate de strat. Și vreau să o pun așa, pe de-a lungul. Da, o să mă înghesui aici, în zona asta. Ia uitați-l și pe ăsta. Ia uitați-l, ce a explodat. Să că încerc să-mi dau seama dacă au venit albinele. Că nu prea se aude. De obicei era o bâzâială generală în el. Nu prea se aud. Ia, uitați-l. Bine, el săracul a fost tuns pentru că e un corcoduș destul de bătrân și a fost îndreptat în direcția aia ca să nu vină încoace, să nu se lase peste gard în partea asta, să vină în curte, că răspândește foarte multe boli. Corcoduși, în general, sunt purtători de foarte multe boli. Ei sunt rezistenți, dar poartă foarte multe boli și le pot răspândi la ceilalți pomi. Și cum vreau și eu niște prunci și niște cireși și niște vișini care sunt din aceeași familie, sunt rude, vă dați seama că nu vreau să risc așa. Bine, inițial am zis să-l taie de tot, dar mă rog, cuiva îi plac corcodușele, mie nu, după cum știți. Dar florile sunt superbe, florile îmi plac și corcodușele verzi. Și aici deja trebuie dunsă iarba, probabil mâine sau într-o zi, numai din zilele astea ne ocupăm și de treaba asta. Avem și cocoșii clasici pe fundal. Avem și the babies. Au ieșit și babies. Please don't judge my straight lines, da? Nu vă luați după rândurile mele drepte pe care le-am făcut aici, că nici nu intenționam să fie foarte drepte, dar avem spinach, avem ridichi, și avem aici salată. Pe rândul ăsta a început să iasă și sălățica, trebuie să ud, că nu i-a ajuns să pică de ieri și cred că în două săptămâni o să fie bună de pus, repicat. Așa. Ceapa care a mai rămas, pe care mi-au lăsat-o și mie ciorile, pe care o binevoit să mi-o lase și mie ciorile, văd că e din ce în ce mai bine. Usturoiul este foarte vesel. Upă-l mea, mă, pe el de uștuloi. Pe tot îl pap. Așa. Și în partea cealaltă, dacă mergem la celălalt strat, hai să vedem că și aici avem update, avem progres. De chiar trebuie tunsă iarba. Așa, aici, nu știu dacă vedeți voi pe cameră, că nu prea se vede. Ce Dumnezeu e ăsta? Ieși! Vedeți aici? Au ieșit ridichiuțele și culmea ironiei este că ridichiile astea sunt mai mari, adică au frunzulițele mai mari decât cele din partea cealaltă, deși au fost puse odată. Cred că le-a prins bine stratul ăsta de... ce e? De paie, mă rog, trebuia să fie compost, da, ați înțeles ideea. Cred că le-a prins bine. Cred că le-a ținut cald sau ceva, s-a întâmplat o chestie, că vedeți, sunt mai mari frunzulițele, parcă sunt mai vesele și mai interesante decât am și o fir de iarbă aici. Și aici ce am? Stați așa că am mai văzut ceva. Cred că este al doilea rând de ridichi că am pus la un moment dat, m-am apucat și am pus tot ce am avut. Da, aici. Așa. Și pe aici am aruncat niște sămânță de cimbru, să vedem dacă iese.
Dacă nu iese aia este, nu e nicio problemă, nu ne supărăm, dar am aruncat acolo șansile, să vedem. Și aici ar trebui, în zona asta, ar trebui să-mi iasă morcov, dar văd că nu e nicio mișcare de la morcovi. Adică am încercat să mă uit, dar... Nici o mișcare. Asta este, dacă nu ies, nu ies. Și pe aici, nu știu dacă vedeți voi, dar a scos nasul, arpagicul, se vede. A scos nasul, arpagicul pe care l-am pus acum, în primăvară. Am auzit un miau. Da, mami! Da, iubire! Aoleo, splendoarea mea neagră! Hai la mami tău! Ai de tu la mama! Ce faci tu, splendidul meu? Ce faci tu, zâna mea neagră? Ce faci tu, jânul meu? Ce faci tu, maimuțel? Foamica la băiat? Iarăși? A cincea oară pe ziua de azi. Și nu e decât prânzul. Aoleo, ce gurici amale! Aoleo, ne onorezi cu prezența? Ăsta-i Jiminy, în cazul în care ați uitat cum arată Jiminy. El e. Jiminy care era să-și piardă nasul. Iară. Și care-i zgâria pe urechi. Ce faci, Jiminy? Mergem în cașă? Hai în cașă. Hai să dăm mami papa. Hai să dăm mama papa. She's a crazy girl. She's a crazy girl. Cine-i nebună? Cine-i Zuza nebună? Happy Luciu? Happy Luciu! Ce faci, Happy Luciu? Le-am dat la maimuțoi să mănânce și... I-am dat la maimuțoi să mănânce și acum să ne uităm să trecem în revistă și căpșunii și începem să avem frunzulițe și s-au ridicat năsucurile. Și prin năsucuri vreau să spun de bețișoarele astea pe care le-au, care au venit ei atașați. Așa. Și s-au ridicat, iar când era ud tot se vedea super bine. Și în partea cealaltă, la ăsta aici, au început să le dea și frunzulițele. Deci sunt mai avansați ăștia. Ia uitați! Doamne, deci astea sunt frunzulițe noi. Că nu erau. Și acolo la fel. Și acum să le ud, să-i ud iarăși, că sunt mega încântată de ei și îmi place la nebunie cum arată treaba asta. Bine, aici o să vină și flori, deci nu o să rămână așa. Colțurile astea vor fi umplute cu flori, că am eu, că de-aia am platat în ghivecelele în flori. Și o să vedeți că o să arate super bine, o să arate așa, o să fie super decorativă treaba asta, dar îmi place foarte mult cum arată. Și alea de acolo îmi plac cum arată, că și alea sunt vânt date cu lac și arată super, super bine. Și am o vecină care face treabă în curte din partea aia și se uită la mine că vorbesc singură și nu știe de ce. Nu că ar avea motive să mă creadă nebună, că deja și așa toată lumea mă crede destul de nebună. Dar hai să udăm pe aici, a? Să udăm și gazonul și trandafirașii, că iar m-am uitat la ei, chiar și ăștia pe care i-am pus, bețele astea, acum se văd mai bine, bețele astea pe care le-am pus au început să aibă mugurași și astea și ușor, ușor încep să își dea drumul și ăștia pe care i-am pus, ăștia alți care sunt puși deja de un an, doi, deja nu mai știu cât, ia uitați, sunt într-o veselie, le merge super bine. O să trebuiască într-una din zile să rezolv și pământul aici. Am zis că o să fac margine la gazon în vara asta neapărat, dar în vară, nu acum, pentru că vreau să cumpăr o chestie, este o chestie specială de pus pe margine la gazon ca să nu se întindă cum face aici gazonul, știți? Dar trebuie să cumpăr chestia aia și trebuie să măsor exact cât îmi trebuie și cum îmi trebuie, că e complicat cu dimensiunile, dar ăsta este un proiect pe care l-am pentru vara asta, neapărat, pentru că vreau să aranjez marginea aia, să arate bine, că arată odios, arată ca la o casă părăsită și eventual și marginea asta, dacă se poate, chiar dacă pe partea asta nu este semănă gazon, o să rămână iarbă normală. Vreau să o aranjez și pe asta ca să avem și noi un strat, Doamne ajută să arate cumva stratul ăsta. But, până acolo mai este, până acolo eventual doar să scot bălăriile și ce mai e pe aici. Cred că aș putea să fac treaba asta astăzi, nu știu, mă gândesc, mă uit și mă gândesc. Cred că aș putea să fac treaba asta, dar vedem. Și da, e un proiect pe vara asta, treaba cu margine. Ce Dumnezeu se întâmplă pe aici. Așa, dar până atunci hai să udăm. Hello! Este 3 și ceva. Nu știu când a trecut timpul pe lângă mine.
Mi se pare că n-am făcut mare lucru, dar dacă mă gândesc așa un pic, cred că am făcut câteva treburi. În primul rând că am fost la magazin. Și, întrebare, a putut Nicoleta să se ducă la magazin să nu ia semințe? Nu. Evident că am fost la magazin și am mai luat câteva semințe. Apoi, ce am mai făcut? Am făcut o supă, am editat un clip, pentru că am avut nevoie să editez un clip. Și am făcut și o prăjitură. Asta se vrea o prăjitură, este o tentativă de prăjitură, dar nu arată foarte apetisant, dar nu este rea. Avem niște fulgi de ovăz și am văzut o chestie cu banane, știți? Făcută cu banane. Cred că trebuiau mai multe banane, dacă pun mai multe banane și nu mai pun cacao, nu prea mă omor cu cacao, cred că ar fi mai bună. Că așa i-am pus nuci, i-am pus două, ca să se lege, și un pic de apă minerală. Nuci, semințe de susan, semințe de mac. Și e... Are un gust plăcut așa, dar nu e dulce. Și cred că mai trebuiau banane, ca să fie mai dulce. Și bananele să fie eventual și mai coapte, să fie coapte, coapte, super, super coapte. Și astea erau coapte, dar mai puteau să stea încă o zi, două. Așa, și ce mai făcut? Ha? Și-am adunat prin casă, am făcut ordine. Decentă, semi-decentă, nu e neapărat cea mai bună. Da, e semi-decentă, e un început bun. Aș fi vrut să fac ceva de genul ăsta fără zahăr adăugat. O să încerc, o să mai testez rețeta, o să o perfecționez. Știu că sunt milioane de rețete pe net, nu-i problem. O să o perfecționez și o să vă zic și vouă atunci când am făcut-o. Arată destul de dubios. Da, nu o să-i mai pun cacao. Să încercăm fără capă. Ce faci, Epi? Ce zici? Tu ce zici? Ți-e cald? Ți-a început deja să-ți fie cald. Nici nu s-a încălzit bine și ți-a început să-ți fie cald. Da. Și acum. Vreau să... Bun. Ca să vă era în dor de un guguștuc, este unul isteric pe fundal. Acum s-a oprit. Dar astea sunt plăntuțele mele și vreau să vă arăt update-urile. Știu, pentru unii este foarte plictisitor, dar pentru mine este foarte interesant. Mie îmi place. Eu mă bucur. Aici este busuiocul care a început să iasă. Nu știu dacă vedeți aici o frunzuliță. Și tot pământul este umflat așa ca la fasole, cum era la fasole când începea să iasă. Deci s-a umflat și aici și trebuie să iasă zilele astea. Asta este fasolea verde, aia de acolo este fasolea galbenă. Aici am ochiul boului și aparent de data asta iese, că prima dată când am semănat n-a ieșit și iese mult mai repede decât îmi promisese mie mama. Aici am panseluțele care au început și ele să iasă foarte repede față de primatură. Aici este leușteanul unde încă nu văd nicio mișcare, nici mic nou. Ba nu, scuze, e a doua tură de Dali, pardon. Asta e prima tură de Dali, asta e a doua tură de Dali și nu știu, vedem că încă nu se mișcă nimic. Aici este leușteanul și nici aici nu se mișcă nimic. Și astea sunt floricelele, nu știu, ciudățele, nu știu, pe care le-am văzut, le-am găsit pur întâmplător în Carrefour și le-am luat. Că vedem. Au început și astea pe margine aici, se văd așa niște frunzulițe. Și ce am luat eu de la magazin a fost două pachete de zorele, că n-avem deja patru, dar vă explic imediat de ce am luat. Și încă un pachet de ochiul boului, pentru că am văzut că a ieșit. Și de acolo, astea sunt luate de la mine, de la magazin, astea care au ieșit și zic, dacă nu mi-e suficiente, aștept câteva zile, dacă nu am suficiente plântuțe în ghiveciul ăla, mai semăn o dată, nu-i problemă. Așa, și un pachet de pătrunjel, because why not? Că doar am semănat aici, eu înțeleg că pătrunjelul este greu, dar să fac aproape 4 săptămâni de când l-am semănat. Am semănat a doua tură și nimic. So... Este drept că și pe ăsta nu l-am băgat în casă, cum am băgat restul. Și văd niște semințe pe acolo care par așa să fie umflate, dar în rest nu promite nimic. Așa că, da, și la mentă la fel niciun update. Aici la mentă, ăla-i guguștiucul, îl auziți? Așa, niciun update, dar tot așa parcă începe pământul cumva să se umfle, știți, parcă văd că se umflă. Era perfect drept când am semănat și parcă începe așa ușor, ușor să facă
grămăjoare. Așa că să vedem. Aici sunt panseluțele și ce mă bucur că au ieșit. Și să vedem. Astăzi, în seara asta, de fapt, vreau să pun câteva fire din fasolea aia, pentru că este deja destul de măricică și o să vedeți ce-i facem. Fiindcă, teoretic, este martie încă și este foarte devreme pentru fasolea verde, așa că majoritatea oamenilor nici nu o pun, dar eu m-am grăbit, bineînțeles, pentru că nu am răbdare. Răbdarea este una din virtuțile cu care nu m-am întâlnit în viața asta, așa că, da. Și o să iau eu aceste două plicuri de zorele și o să le iau și pe cele din casă și vă arăt imediat ce facem. Acum, am venit la gardul din spate, dacă vă aduceți aminte, ați văzut toate imaginile astea, dar de la distanță. Bun, și am venit la gardul din spate și pentru că anul acesta în niciun caz nu se va schimba acest gard și pentru că totuși arată urât, vreau să fac următorul experiment. Este pur experiment, aia este o țarcă, adică o coțofană, care este pe fundal. Ne acompaniază. Toate vietățile universului sunt în clipul meu. Bun. Și ce vreau să fac? Zorelele sunt niște plante cățărătoare, relativ comode, adică nu sunt pretențioase și fac floricele foarte drăguțe, mai ales dacă au soare. Și eu o să iau să pun așa pe aici, pe lângă gard și o să le ajut să crească și să se cațere pe gard, să facă un fel de gard viu. Acum nu știu dacă o să-mi iasă, că am mai încercat într-un an treaba asta, ups, a căzut, nu știu dacă o să-mi iasă, dar eu încerc. Dacă o să iasă bine, dacă nu, iară bine. Încercăm. Încercare moarte n-are și e o tentativă. Și cum am zis, nu sunt pretențioase, le trebuie un pic de apă, ceea ce pot să le dau foarte ușor. Și da, le-am pastem. Și pe alea care ar fi mai închise. Acum nu știu exact dacă vor fi așa, dar chiar n-are importanță. Ideea e să fie ceva verde drăguț decât, da. Asta este un maldăr de lemne pe care le-am strâns aici și pe care trebuie să le tăiem. Dar încă n-am apucat, că s-a stricat drujba. Deci trebuie tăiat și așa, dar astea le-am strâns pentru că nu mai am unde să le ard. Da. So, hai să încercăm să facem treaba asta și vedem ce iese. Thank you.
bună dimineața! Dar ce vânt! Ce faceți? Eu am ieșit să mănânc, tocmai ce mi-am terminat un workout foarte fain. Mâine o să am o febră fabuloasă, cel puțin la coapse, pentru că a fost un full body workout, dar m-am concentrat mai mult pe picioare, pentru că am constatat eu așa că mușchi la mână am, dar parcă ar trebui să mai lucrez și picioarele. Da, Epiliță, ce s-a întâmplat, mami? Ce s-a întâmplat? Aoleo, Doamne! Și acum am terminat cu workout-ul, le-am dat și la păroșii ăștia să mănânce. Avem, bineînțeles, cocoși pe fundal, because why not? Și am zis să mănânc și eu și să, cu ocazia asta, stați așa, să-mi termin fasting-ul, că am o aplicație pentru fasting pe telefon și să-mi închid și fasting-ul, să vedem câte ore am astăzi. 15 ore. Yay! Fine. Perfect. Mai mult ca perfect. Deschide-te. Așa. Oh, hai să vă arăt și ce am mâncat, ce mănânc. Și avem aici două lipi integrale cu omuletă în ea și cu o jumătate de avocado. Yes, please. What you want? Que pasa? Nu. Nu. Nu acceptăm cerșetori. Nu. Și niște ardei iute, evident, because why not? Și un avion pe fundal, pentru că trebuie să ne țină companie. Da. Și avocado este un pic mai cruduț așa. Sunt singura care îi place avocado mai crud. Just asking for a friend. Așa, mie îmi place totdeauna avocado să fie mai un pic mai crud, așa, nu super mushy. Și cu un pic de sare, cu un pic de piper și cu un pic de lămâie peste avocado. Și yummy! Am făcut o omletă din 3 ouă, jumătate de avocado. Asta o să-mi țină de foame, cred că până pe la... Acum e 10 până pe la vreo 1. O să fiu bine. Am și asistență tehnică, evident. Nu o vedeți de lumină. Da, ziceam că aveam companie, dar mi s-a terminat bateria și nu știu de ce s-a terminat, că doar o lăsase la încărcat. Whatever. Da. Și era nu știu cum să las farfuria cu... Așa? Farfuria cu omleta mea aici, pentru că erau 3 prădători. Și cel puțin 2 dintre ei păreau suspecți, așa că n-ar fi lăsat-o, dar m-am înșelat, pentru că acum a venit Jimini, s-a servit din omleta mea. Nu, efectiv, i-am dat eu din omletă, bineînțeles. A venit și m-am dus în casă să-i dau să mănânce și am lăsat aici jumătate de rep și se pare că nu s-a atins nimeni de el. Deci am copii cu minți, yes, 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 așa. Iar n-am mai vorbit cu voi, că m-am apucat de diverse pe aici și seara am intrat în casă, am făcut o baie și m-am băgat în pat pentru că asta mi se întâmplă. Ziua sunt plină de energie, dau pe din afară, sunt... explodez de energie și seara sunt... Nu se termină. Cum e și normal, de altfel. Și de-aia am vrut dimineața asta să încep cu un workout ca să mai pompăm niște energie pe lângă cea pe care o avem. Și am mâncat acum. A fost foarte bun. Yummy. Și o să trebuiască astăzi să tund iarba. Hints. Șapca mea, că dacă vă aduceți aminte, cam în fiecare zi în care purtam șapcă, tundeam iarba și asta voi face și astăzi. Mi-am luat geaca asta pe mine pentru că are buzunare și pentru că mi-era rece, că am transpirat puțin, eu aia care nu transpir cu mea, că acum am transpirat puțin și am zis că îmi țin telefonul în buzunar până una alta, până mănânc și bate vântul ăsta, destul de creepy. Dar puteți să mă lase în pace, că parcă îmi place de el. Corcodușii au explodat ieri, vă arătam ieri dimineață cum sunt înfloriți corcodușii din spate și nu știu, după masă făceam ceva, m-am dus cred că la tomberone să arunc ceva și nu știu cum mi-a ridicat ochii și am văzut peste tot numai flori, zic wow, deci efectiv am avut senzația că a bubuit așa, foarte faină senzația. Am mai pus și fasole ieri, da, m-am ținut de cuvânt. Am semănat zorelele alea cât am avut. Na. Așa, mai trebuie să cumpăr vreo 3 plicuri. Și le-am semănat pe astea pe care le-am avut. O să mai iau și o să mai semăn. Și am replantat și 5 fire de fasole, că atât am avut. Se pare că sunt bine. Dimineața asta le-am găsit
Ok, mă așteptam să se plăștească, să fie că mama m-a amenințat că nu au rădăcinile foarte subțiri, ceea ce am observat și eu ieri, și că dacă n-ai grijă cum le iei, cum le scoți din pământ, le rup rădăcinile și nu se mai prind. Și am zis să testez, să fac și eu chestia asta, să încerc să vedem. Așa, o să vedem dacă supraviețuiesc astăzi, dacă ce se întâmplă cu ele, o să le ud acum, o să ud și restul de plantuțe. Și ne apucăm de tuns iarba, da. Știți care e baiul? Baiul îi, că nu știu unde mi-e mașina de tuns iarba. Pentru că n-am văzut-o de anul trecut, nu știu unde e. Sunt genul ăla de om care dacă nu vede lucrurile și dacă nu-i cad, nu intră în ochi, și după cum știți, eu nu văd bine, dacă nu-mi intră în ochi lucrurile, efectiv nu uit de ele și trebuie să o caut prin magazie, că nu știu unde. Am o vagă bănuială că prea multe opțiuni nu am unde să se fi băgat, adică nu am prea multe opțiuni de căutat, dar măcar asta e bine. Și să ne apucăm să frezăm iarba. Gazonul nu e el foarte crescut, dar e crescută iarba în spate și dacă o mai las, că se anunță ploi pe săptămâna viitoare, săptămâna cealaltă, peste două săptămâni cum ar veni, și dacă o las, după ce trec ploile, e mare. Și I don't wanna deal with that. Așa, bun. Și mâine nu știu ce program am, așa că mai bine fac treaba asta astăzi. Și ce ar mai fi pe ziua de astăzi? Ce ar mai fi pe ordinea de zi? Deocamdată atâta. I'm very happy. I'm in a good mood. Am descoperit, apropo, că pot să sar coarda. Am sărit și coarda, bineînțeles, cu căștile astea la urechi. Sunt niște căști din astea cu Bluetooth, dar cu fir. Și după cum v-am zis de atâtea ori, eu am urechile atât de mici, sunt renumită pentru cât de mici sunt urechile mele, încât airbuds-urile, când au ieșit inițial, nu mi intrau în urechi. Deci nu. Acum să vedem, că am înțeles că le-au mai făcut, le-au mai micșorat, le-au mai făcut așa, au mai lucrat la ele. Acum s-ar putea să mi se potrivească și alea. N-am testat modelele mai noi, dar o să încerc și poate mi-au și un model din ăla mai nou de căști din alea micuțe așa. Dar până acum nu săream coarda cu astea pentru că mi-a dat frică că îmi cad din urechi și se îmi ies, dar le prind mai bine acolo și sunt ok, ish, sunt decente, adică pot să fac treabă cu el. Să vedem ce ascult. Ah, am o carte, da, stați, nu, gata, știu ce ascult. Am o carte, vă povestesc despre ea puțin mai târziu. Hai să duc asta, că nu mai mănânc. A fost un pic cam mult pentru mine. De fapt, cred că dacă nu mă întrerupe Jiminy, mâncam, da. M-a întrerupt Jiminy și nu mai îmi trebuie. Și cu ce să încep? Și sunt de faza aia în care nu știu cu ce sunt. Hai să ud prima dată și vedem după aceea. See you later, alligator. Hello. Where are you going? Tell me! Unde te duci? Unde te duci? De ce mă ignori? Nu mă ignora! Auci! Vântul vieții! N-are mic! A, că mori! Am alta în locul tău! Mi-a aruncat vântul! Să dăm noi astea de aici, că se pare că vântul ăsta, astea sunt puse pe post de protecție. Au un fel de mini-seră. Plântuțele mele. Astea sunt ca un fel de mini-seră pentru ele. Pe timp de noapte, pentru că încă este destul de frig. Și astăzi mai punem câteva, pentru că am primit niște... Cine Dumnezeu ară? Sau ce face pe acolo? Am mai primit niște sticle goale. Nu din astea mari, dar bine, merge și așa. Îl vedeți? Vedeți corcodușul ăla cât este de explodat? Doamne, ce frumos este! Este superb! Și a început și corcodușul ăsta de aici. Ăsta este cel mai întârziat. De fapt, nu, ăsta este cel întârziat. Așa înflorește ultimul. Dar nu vreți să știți cât de bine miroase și au început să apară și albinuțele. Ceea ce e bine, că se polenizează. Ia uitați-l pe ăsta de ieri și până astăzi cât s-au umplut de flori, s-au deschis mult, 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 mult. Ah, ce plăcut e parfumul lor.
Well, hello! Ce faceți? Cred că am ceva prin trezință, că tocmai ce am mâncat. Am terminat de tuns iarba pe aici și chiar se vede diferența. Adică, în mod surprinzător, se vede o diferență mai mare că pe gazon decât mă așteptam. Deși ea a fost destul de scurt. Și am terminat, din fericire. M-am dus, mi-am aranjat, mi-am făcut un duș și m-am aranjat. Acum mi-am făcut o cafea după ce am mâncat, pentru că mi-era și fomică și vând un găbate, după cum îl auziți. Așa, dar este plăcut, e cald, e super cald. Și m-am aranjat pentru că vreau să îmi... Stați că am văzut ceva. Vreau să văd dacă reușesc să fac niște fotografii în seara asta, să filmez niște materiale și... Na, seara și eu, aum, da? Așa, și sunt foarte, foarte happy cu soarele astea și cu căldura asta. Chiar a trebuit să-mi iau, după cum vedeți, ochelarii. Cred că e prima dată când a trebuit să-mi iau ochelarii după ce a venit primăvara, pentru că începe să mă deranjeze. Pentru cine nu știam, sensibilitate foarte mare la soare și a început deja să mă săcăie. Asta e downside-ul când vine primăvara, dar nu-i problemă, ne descurcăm. Așa, acum o să vreau să-mi beau cafeaua, să văd, cred că o să mai citesc ceva sau nu știu. Cam așa o stare de asta de relaxare acum, după ce am și mâncat și mi-am făcut și duș și nu știu, mă simt tare bine. Și soare și vedem ce facem mai încolo. V-am zis, de principiu aș vrea să filmez niște materiale și să fac niște fotografii, să vedem dacă mi-și iese. Vino cu tine, te iubesc, 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 te iubesc, te iubesc, te iubesc. Hello, dragilor. It's the next day și ieri fix după ce am terminat de vorbit cu voi și după ce am filmat, am văzut pe Zreanță că nu se simte foarte bine. Și nu are o stare absolut deloc bună. Și astăzi e, să zic, la fel. Nu pot să zic că e mai rău decât ieri, dar cam la fel. Și e rău, e rău. Adică nu se mai ridică, avea se mișcă, nu mai mănâncă, refuză să mănânce. Și cred că am ajuns la final cu Zreanță. Da, nu știu ce să zic. Dar încerc să-l ajut și nu știu cum. Și știam că o să vină momentul ăsta și că e tot mai aproape și încercam să mă mint că mai durează, dar nu știu. O să vă țin la curent. Nu știu ce să se întâmple cu el, nu știu, s-ar putea să-și revină, deși din punctul meu de vedere sunt foarte mici șansele. Încerc să fiu optimistă, dar nu bag mâna în foc. O să vă țin la curent. Asta este. Ne auzim.